Agenția Județeană de Forță de Muncă a scos în această săptămână doar 421 de locuri de muncă, din care pentru zona Roman 174. Pentru cei care își caută un loc de muncă, la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Roman, agenții economici au comunicat în această săptămână un număr de 174 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt în domeniul industriei, preponderent în industria confecțiilor, atât pentru cei calificați cât și pentru cei necalificați. Urmează locurile de muncă din domeniul comerțului și a serviciilor și, pentru că timpul permite, sunt 18 locuri de muncă și în construcții și agricultură. La nivelul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Roman, cei cu studii superioare au pentru această săptămână o ofertă de 6 locuri de muncă vacante. Purtătorul de cuvânt al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă susține că este specific acestei perioade ca numărul locurilor de muncă să fie mai mic din cauza anotimpului rece, când angajatorii nu prea scot oferte de muncă decât dacă au nevoi urgente.